Daniel în groapa cu lei. În Vechiul Testament se povestește despre unul dintre cei mai mari profeți, înțeleptul Daniel. Cu peste 2500 de ani în urmă, cel mai mare imperiu din acele vremuri era condus de regele Darius. Acesta locuia în cetatea Babilonului. El împărți regatul în mai multe provincii și numi la conducerea fiecăreia câte un bărbat destoinic. Dintre toți conducătorii numiți de Darius, Daniel era cel mai înțelept, întrecându-i pe toți cu priceperea și cu realizările sale. Ceilalți dregători au început să-l urască pe Daniel, din invidie căutând să scape de el. Văzând cât este Daniel de credincios, că nu trece o zi în care să nu se roage și să nu-i mulțumească lui Dumnezeu, ce s-au gândit ei? Au mers la regele Darius și i-au spus: Măria ta, bine ar fi ca o vreme toată lumea din întreaga împărăție să nu se închine nimănui altcuiva decât ție. Regele a fost încântat de vorbele meșteșugite ale dregătorilor și a poruncit ca timp de 30 de zile nimeni să nu se roage și să nu-i se închine decât lui. Daniel, ca un bun credincios ce era, a continuat neabătut să se roage zilnic, dar ceilalți conducători tocmai asta așteptau. S-au dus de grabă la rege spunându-i că cineva încalcă porunca sa și că trebuie pedepsit fără milă. Regele a încuvințat imediat. Abia când a aflat că este vorba de Daniel, regelui Darius i-a părut rău de hotărârea luată, că își ținea mult la el. Dar hotărârea fusese deja luată, așa că trebuia îndeplinită pedeapsa. Soldații l-au luat pe prorocul Daniel și l-au aruncat într-o groapă adâncă unde erau lei sălbatici și înfometați. Groapa a fost astupată și regele a dat poruncă să nu umble nimeni acolo până a doua zi. Dregătorii au plecat mulțumiți că au scăpat în sfârșit de Daniel. Nimeni nu ar fi putut să scape din văgăuna aceea, din ghearele și din colții leilor flămânzi ce devorau pe oricine s-ar fi apropiat de ei. A doua zi de dimineață a venit împăratul și întreaga sa suită și a dat poruncă să fie scos trupul fără de viața lui Daniel. Dar, minune! Din întuneric, de pe fundul acelei grope adânci, s-a auzit glasul lui Daniel. I s-a aruncat o frânghie și a fost scos afară nevătămat. Nu avea nici măcar o zgârietură. În fața acestei minuni, regele Darius a recunoscut: Mare este Dumnezeul tău, Daniele, dar cum ai scăpat cu viață de acești lei însetați de sânge? Măria ta, Dumnezeu a văzut că nu am nicio vină și că pe nedrept s-a căutat pieirea mea. De aceea s-a milostivit de mine și m-a scăpat teafăr. Dându-și seama că acesta este adevărul, regele Darius a vrut să facă dreptate. Așa că a poruncit să fie aruncați la lei conducătorii și dregătorii care complotaseră împotriva prorocului Daniel, iar fiarele s-au repezit neîntârziat asupra lor. Datorită credinței pe care o avea, datorită încrederii sale în dreptatea și în ajutorul lui Dumnezeu, prorocul Daniel a scăpat teafăr și nevătămat din groapa cu lei, căci Dumnezeu îi apără pe cei nevinovați și mai devreme sau mai târziu le face dreptate.